Doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Natalia Catan și vă prezint telejurnalul Orei 7. Starea de urgență în Republica Moldova ar putea fi prelungită cu încă 60 de zile. O decizie în acest sens a fost luată de guvernul de la Chișinău, dar va intra în vigoare dacă astăzi va fi votată și de Parlament. În contextul în care criza poate să se aprofundeze pe fundalul ultimelor evenimente la nivel regional, dar și global, este nevoie de a fi luate în calcul câteva elemente cheie care condiționează, în mod cert, menținerea unor condiții speciale în procesul de gestionare a situației. Printre amenințările principale cu care se poate confrunta țara în perioada imediat următoare, sunt limitarea sau chiar sistarea furnizării resurselor energetice, extinderea zonelor afectate de război către hotarele Republicii Moldova, aplicarea armelor nucleare cu efect regional și global, dar și sporirea fluxului de refugiați ca urmare a escaladării acțiunilor militare din Ucraina. Autoritățile de la Chișinău actualizează lista recruților și rezerviștilor din Republica Moldova. Agenții economici și instituțiile publice au primit scrisori prin care le este solicitat să prezinte informații despre cei care activează în subordinea lor. Totodată a fost cerută și o listă a resurselor tehnico-materiale din dotare pentru a fi rechiziționate în caz de necesitate. Ministerul Apărării a comunicat că măsura este întreprinsă în conformitate cu prevederile legale. Ministerul Apărării de la Chișinău dezminte informațiile apărute în mediul online legate de mobilizarea rezerviștilor. Actualmente nu se discută despre mobilizarea în Republica Moldova. Am menționat că armata își desfășoară activitatea în conformitate cu planurile sale stabilite încă anul trecut. Toate activitățile se desfășoară fără a aduce oarecare deranjare cetățenilor și crearea unor posibilități de panică. Situația este stabilă, este sub control, noi monitorizăm situația din țară, din regiune și vom îndeplini toate misiunile pentru a face față la oricare provocare. Luni în presa rusă a apărut informația falsă că președintele Maia Sandu ar pregăti mobilizarea generală în Republica Moldova. Propagandiștii ruși au distribuit știrea falsă pe un canal dubios de Telegram. În mesaj se spunea că va fi deschisă o nouă linie de front pentru armata rusă și trupele române. Tot luni, pe un alt canal de Telegram a apărut o înregistrare falsă în care Maia Sandu ar vorbi cu premierul Ucrainei despre riscurile de securitate pentru Republica Moldova și despre o posibilă mobilizare. Administrația prezidențială dezminte autenticitatea declarațiilor atribuite președintelui și precizează că acestea nu corespund realității, fiind vorba de un trucaj prin montare de sunet și imagini. România îi va oferi Republicii Moldova 130.000 de metri cubi de lemne de foc la un preț preferențial. Memorandumul a fost aprobat de guvernul de la București. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a declarat că ajutorul vine în contextul crizei energetice prin care trece Republica Moldova. Decizia Cabinetului de Ministri al României vine după ce, în cadrul vizitei sale la București, președintele Maia Sandu a solicitat României să ajute Republica Moldova cu lemne de foc. Am decis astăzi ca ajutorul să fie furnizat de RomSilva. Se va asigura transportul până la graniță, unde se vor transborda aceste cantități pe mijloacele de transport pe cale ferată, mai mult la sigur. Potrivit memorandumului, un metru cub de lemn oferit de România Republicii Moldova a costat 200 de roni, iar suma totală va fi de 26 de milioane de roni, fără TVA și va fi suportată de către agenția MoldSilva. Lemnele urmează să ajungă la cele mai vulnerabile categorii de populație, dar și la instituții de stat. Lemnele vor fi trecute în rezerva materială și apoi se va decide cui vor fi alocate. Ne vom concentra pe resurse, pe instituțiile publice de interes social, grădinițe, școli, spitale, apoi vom vedea care va fi și necesarul rând de populație și vom decide. Cred că în maxim 2 luni ar trebui deja lemnele să fie la Chișinău. Luni, premierul României Nicolae Ciucă a anunțat că în caz de urgență România va putea livra Republicii Moldova 5 milioane de metri cub de gaz pe zi. Asta înseamnă că România ar putea acoperi necesarul de gaz în condițiile în care ceturile vor trece la păcură. Iar Andrei Spână a reamintit că autoritățile de la Chișinău sunt gata să semneze cu Bucureștiul un contract pe termen lung de livrare a gazelor naturale.
Republica Moldova are de astăzi un nou procuror general interimar. Este vorba despre Eduard Bulat, adjunctul lui Dumitru Robu. Ultimul i-a expirat ieri mandatul. Precizăm că interimatul funcției de procuror general poate dura cel mult un an de la învestire. În cazul lui Eduard Bulat, mandatul va fi valabil până la numirea unui nou șef. Potrivit legislației, procurorul general este numit în funcție pentru un singur mandat de 7 ani și este candidatul care acumulează cel mai mare punctaj în urma unui concurs. Ulterior, este propus spre învestire președintelui Republicii Moldova de către Consiliul Superior al Procurorilor. Actualul procuror general interimar Dumitru Robu a declarat pentru TVR Moldova că va pleca în concediu și nu știe deocamdată în ce funcție va activa după expirarea mandatului. Președintele Republicii Moldova participă astăzi la summitul inaugurat al Comunității Politice Europene de la Praga. Potrivit administrației prezidențiale, Maia Sandu va avea mai multe întrevederi bilaterale și se va întâlni cu reprezentanții diasporii din Cehia. Summitul inaugural al Comunității Politice Europene este găzduit de președinția cehă a Consiliului Uniunii Europene. La eveniment vor fi prezenți 44 de șefi de stat și de guvern, liderii celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene, dar și ai altor 17 state. Comunitatea politică europeană este o inițiativă a președintelui francez Emmanuel Macron și este o platformă de dialog politic și cooperare dintre țările UE și cele din afara spațiului comunitar. La mijlocul lunii septembrie, Maia Sandu a fost într-o vizită la New York la lucrările celei de-a 77 adunări generale a Organizației Națiunilor Unite. Uniunea Europeană va investi 27 de milioane de euro pentru îmbunătățirea calității vieții în localitățile din 3 raioane ale Republicii Moldova. Este vorba despre Leova, Iedineț și Strășeni. Banii sunt oferiți în cadrul programului EUFOR Moldova, comunități locale lansat la Chișinău. Este o inițiativă a Team Europa, dar finanțată și implementată de Uniunea Europeană, Germania, Austria și Polonia. Partenerii cheie vor fi instituțiile de stat și autoritățile locale care vor veni cu o contribuție proprie. Programul are mai multe componente, printre care îmbunătățirea accesului la apă și canalizare, eficiența energetică, selectarea deșeurilor și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru crearea locurilor noi de muncă. De-a lungul anilor, țara noastră a beneficiat de un număr impunător de proiecte de dezvoltare realizate cu suportul financiar și tehnic a Uniunii Europene. Și această dată Uniunea Europeană acordă un pachet de asistență prin intermediul unui program complex care urmează a fi implementat până în anul 2025. Urmărind prioritățile guvernului și ale cetățenilor săi, programul EU for Moldova Comunități Locale își propune să îmbunătățească calitatea vieții și să atenueze consecințele economice și sociale ale crizelor care afectează Republica Moldova. For us in the wider EU-Moldova cooperation for a number of reasons. First, it focuses on the development of rural areas, improving living conditions and enhancing quality of life across the country, thus creating equal opportunities for all and leaving no one behind. Programul va fi implementat în perioada 2022-2025. Beneficiarii direct sunt aproximativ 100.000 de locuitori din cele 3 raioane ale Republicii Moldova. Noul punct de trecere a frontierei moldo-române, Leova Bumbăta, va fi deschis în noiembrie, declară ministrul de interne de la Chișinău. Ana Ravencu a făcut precizarea la guvern în contextul completării listei punctelor de trecere a hotarului Republicii Moldova cu punctul vamal de la Leova. Oficialul a precizat că peste noul pod plutitor, peste Prut, vor putea trece inclusiv camioane, iar asta înseamnă o cale nouă de acces spre țările Uniunii Europene și respectiv reducerea cozilor interminabile de la celelalte posturi vamale. Țările Uniunii Europene au decis să impună Rusiei al 8-lea pachet de sancțiuni pentru declanșarea războiului împotriva Ucrainei. Ambasadorii Uniunii Europene au semnat un acord politic privind aplicarea noilor măsuri, punctive care răspuns la decizia Moscovei de a anexa ilegal cele 4 regiuni ucrainene. Noul pachet de sancțiuni îndreptat împotriva Rusiei a fost elaborat de Comisia Europeană și de Consiliul Uniunii. Noile măsuri sunt menite să afecteze economia și industria militară rusă, în primul rând prin îngrădirea accesului Rusiei la tehnologiile occidentale.
Alte prevederi se referă la interzicerea transportului naval al țițeiului rusesc către țări terțe peste plafonarea prețului la petrol, interzicerea importului unor noi mărfuri, precum produsele chimice și cele din oțel, hârtia, utilajele de uz casnic, plasticul sau țigaretele, interdicția de a furniza servicii IT de inginerie și juridice entităților ruse, extinderea regimului de sancțiuni la Herson și Zaporojie, două dintre regiunile anexate ilegal de Rusia. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu alte informații vă aștept la telejurnalul orei 8. În scurt timp începe emisiunea Telematinal cu Anatol Guzic și Mihaela Rodenco. Vom afla ce subiecte au pregătit și cine sunt invitații de astăzi. Rămâne doar să-i urmărim. O dimineață frumoasă să aveți. Rămâneți cu TVR Moldova. Octombrie vine cu temperaturi generoase, fără precipitații în toate regiunile României, cel puțin în prima jumătate a lunii, anunță meteorologii. Joi, la București, se așteaptă maxime de 22 de grade. La Iași, Craiova și Timișoara, din când în când vor apărea câțiva nori pe cer, dar termometrele vor indica 21 de grade Celsius. La Constanța și Oradea sunt prognozate până la 20 de grade, iar la Cluj, Sibiu și Brașov, maximele diurne vor arăta 18 grade. Și la Chișinău, meteorologii anunță o zi frumoasă, fără precipitații, cu 22 de grade în termometre. La Bălți și la Cahul se vor înregistra 21 de grade Celsius. În următoarele zile, vremea rămâne constantă. Bună dimineața! Bună dimineața, dragii noștri! Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Suntem live pe TVR Moldova, TVR3, pe pagina noastră de Facebook. Ah, dar pe Instagram nu suntem live. Nu suntem, dar puteți să ne urmăriți și acolo. Apropo de Instagram. Apropo de Instagram, ce-i cu Instagram, dragă? Știi că e o zi importantă astăzi pentru Instagram. Nu știam. Azi, 6 octombrie. 6 octombrie. De unde, până unde? Acum 12 ani a fost lansată această platformă Instagram. Deci așa 2010, că, da? Da, 2010. Mm-hmm. Și la foarte scurt timp a fost cumpărată de Facebook, pentru că avea... Apropo, primul nume, de fapt, a Instagramului era Codename. Codename. Îți dai seama, acum Codename. Stai să intru pe Codename să, da, nu prea sună, să dau un da, like. Este parcă... mult mai bine cu Instagram, da. Da, da. De la Instant Camera plus Telegram, așa, un fel de combinație. Am văzut și eu aici niște curiozități despre acest Instagram. Uite că prima fotografie postată pe Instagram înfățișa un cățel din Mexic stând lângă o tarabă unde se vindea taco. Da, da. Și a fost postată de Kevin, nu? Nu știu, nu este indicat așa ceva. Poate tu ai o sursă mai bogată. Cofondatorul, cred că poza da. Era însoțită de cuvântul test și a fost postată de cofondatorul Kevin, da, pe 16 iulie 2010. Test, o fi pentru câine. Da. Dacă are el acea tărie ca să se rețină să nu se năpustească asupra unui taco sau pentru noi. Da, să vedem cum arată pozele acolo pe Instagram. O altă curiozitate este că îți imaginezi tu, cine crezi tu așa că are cei mai mulți urmăritori, follower pe Instagram în acest moment? Nu știu. Kim Kardashian? Nu. Deci Cristiano Ronaldo, după care este urmat de un alt fotbalist, Leo Messi, evident, și apoi una dintre surorile din această familie pe care ai numit-o tu, Kylie Jenner. După care Mihaela Rudenko, sigur. Nu, apropo, tu ești activ pe Instagram? Nu, draga mea, nu sunt activ pentru că sunt foarte mulți oameni, așa că las un pic de aer, da, să mai respire Instagram. Să se aerisească Instagram. Așa că, dragilor, noi vom posta și pe Instagram, însă până atunci, haideți să vedem ce subiecte am pregătit pentru ziua de astăzi. Astăzi, la Telematinal, cunoaștem câțiva tineri pasionați de matematică și informatică, recent întorși acasă cu premii bine meritate. Discutăm despre proiectul Unire prin Cultură, Caragiale să ne judece. Trupe de teatru din România și Republica Moldova vor prezenta o suită de spectacole după nemuritoarele opere caragialiene.
Suntem invitați la BAL, un eveniment ce promovează cultura, identitatea națională și interesele românești. Fiecare ediție este dedicată satului tradițional românesc și se va îndrepta către lada de zestre a bunicilor noștri. Detalii în scurt timp. Discutăm despre festivalul Galbenă Gutuie, dedicat poetului, eseistului, scriitorului, criticului literar și omului politic român, Adrian Păunescu. Și aflăm o poveste frumoasă despre cum e să fii un profesor corect, iubit de elevi și cum să menții ani de zile această relație plină de respect și admirație. Stați aproape! Ei, știu sigur că colegul nostru, Ion Relean, ori de câte ori ajunge el printr-o țară și recent chiar a și fost prin Budapesta, probabil, mai fost probabil prin Italia, în fine, nu contează, are el posibilitatea să facă multe fotografii frumoase, le postează pe Instagram. Pe Instagram? Poftim, da, admirați. Și are multe like-uri? Chiar. Are multe like-uri? Are un reach bun? Nu știu, poate că se numără într-adevăr. Da, știi ce am observat eu? Că Instagram-ul acum are un algoritm, știi, și favorizează foarte mult conținutul video, mai mult decât pozele, da? Cum ar veni. Așa că să știți, da, oricum, ce trucuri o să folosim și trebuie să folosim pentru a avea succes pe Instagram, o să aflăm tot astăzi, pentru că avem un invitat, Dumitru Talmazan, care ne va dezvălui toate aceste curiozități. Tu vrei să te lansezi pe Instagram? Vrei să te faci mai vizualizată? Nu, pe vrei să mă întrebi pe Kardashian, probabil, nu? Nu, nu, chiar nu prezintă interes pentru mine, așa doar pentru distracție. Nu, și după care eu vine un like-uri. Oh, nu, deci hashtag. Am vrut 3 milioane de like-uri, am vrut pentru ziua de astăzi și nu s-a întâmplat. Apropo de ziua de astăzi, este data de 6 octombrie și este ziua de naștere a Cleopatra Stratan. Da, felicitări. Felicitări și mult succes și în familie, viața personală, da, și în carieră. Eu pe Instagram dădeam scroll și am văzut că este la Paris, împreună cu soțul său, Eduard Sanda. Uh-huh. Sărbătoresc acolo ziua de naștere, probabil, și că va avea parte și de o lansare pe YouTube în seara asta. Să sărbătorească. Noi suntem cu ochii pe Ion Railean, da, chiar în aceste clipe, pentru că ne aduce cele mai importante evenimente istorice care au avut loc în data de 6 octombrie. Bună dimineața, Ioan! Bună dimineața! Să știți că pe data de 6 octombrie s-au născut numeroase personalități, în special în arealul românesc. Despre cine este vorba, vă spun imediat ce trec în revistă principalele evenimente istorice. În anul 1408 are loc prima atestare documentară a orașelor Iași și Bacău. Iașiul a fost capitala Moldovii în perioada 1564-1859, una dintre cele două capitale ale principatelor unite între 1859 și 1862 și capitala regatului României între 1916 și 1918. Pe 6 octombrie 1437, conventul de la Cluj-Mănăștur adeverește o înțelegere între răsculați și nobili în cursul răscoalei de la Bobâlna. Răscoala de la Bobâlna din 1437-1438 a fost cea mai importantă revoltă din regatul Ungariei înainte de războiul țărănesc, condus de Gheorghe Doja. În 1889, în zona Montmartre din Paris, în arrondissementul 18, se deschide clubul de divertisment Moulin Rouge, care va deveni cel mai faimos teatru variete din lume. Să aflăm și ce personalități s-au născut pe această dată. În anul 1902 s-a născut Petre Țuțea, autor, economist, eseist, filozof, jurist, politician și publicist român, membru al Mișcării Legionare, victime a regimului comunist din România. În 1927 s-a născut Ioan Pop de Popa, profesor, doctor, docent, medic, cardiolog și specialist în chirurgie cardiovasculară. A efectuat prima operație pe cord deschis din România la 5 aprilie 1973 la Târgu Mureș. Copilul minune, cum îi se mai spunea, astăzi domnișoara în tot sensul cuvântului, Cleopatra Stratan, împlinește 20 de ani. Aceasta deține 6 recorduri mondiale. A revenit pe scena muzicală românească în 2017, după câțiva ani de pauză, într-o colaborare alături de fratele său, Cezar Stratan, la melodia Mami. În 2018 a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări, staționând mai multe zile pe primul loc în cele mai ascultate piese pe YouTube. La mulți ani, Cleopatra Stratan!
atât pentru această oră. Cu alte informații ne revedem în curând. Mulțumim! Mulțumim mult, Ion! Da. Te las cu inima, da? Cam așa. Bă, nu știu dacă o să fie Ion de acord cu mine, dar eu de când îți zic să mergem la alergare? Să facem și noi o cursă de alergat? Nu vreau, dragă, nu sunt eu adeptul alergării. Sunt adeptul mersului pe jos. Adică promenadelor, cum ar veni, da? Promenadă, nu știu cum vrei. Eu mai bine merg pe jos, 40 de minute, 50, o oră, asta e, dar să alergi de ce? Apropo, s-a demonstrat, chiar dacă tu alergi, da, 15 minute, dar mergi, de exemplu, la fel 15 minute, efortul este același. Crezi? Da, într-o oarecare măsură, da. Poate un pic așa diferență este, dar nu atât de mare diferența. Nu știu ce să zic, poate ne-am putea inspira din exemplu altor persoane. Ce să zici? Alergă. Da? Eu alerg, dragule, eu alerg, dar vreau să alerg. Iar eu te privesc. Eu merg la pas, frumos, te admir, dintr-o parte, din față. Bine, dacă nu vrei să alergi tu, zic că peste 100 de clujeni au participat la cea de-a 10-a ediție a programului Promenada Inimii pentru a atrage atenția asupra beneficiilor mersului pe jos, mă rog. Ai înțeles? Da, atât pentru un stil de viață sănătos, cât și pentru mediul înconjurător. Ai înțeles, nu? Da, bine. Clar, da. Programul inițiat de Fundația Irlandeză a Inimii și implementată deja în peste 10 țări europene se bucură de succes și în România. Clujenii și-au dat întâlnire în Parcul Rozelor din Cluj-Napoca, loc unde se desfășoară de 10 ani Promenada Inimii, plimbarea colectivă în aer liber menită să atragă atenția asupra importanței mișcării în prevenirea bolilor, în special a celor cardiovasculare. 3, 2, 1. Traseul parcurs a avut aproximativ 2 km și a reprezentat ocazia perfectă pentru începutul unei zile petrecute în aer liber. Noi venim în întâmpinarea acestui eveniment cu o invitație caldă la o întâlnire de suflet, la o plimbare printr-unul dintre cele mai frumoase parcuri ale orașului nostru, Parcul Rozelor, unde ne-am întâlnit foarte mulți prieteni, foarte mulți prieteni cu copii, cu căței, cu rude, cu toți am venit aici cu mic, cu mare să ne bucurăm de această vreme bună și să avem grijă de sănătatea noastră. Capitanul care a condus plimbarea a fost Mircea Corcheș, veteranul care a participat la toate edițiile Promenadei Inimii de până acum. E o modalitate de a sărbători Ziua Internațională a Inimii și de a încerca să determinăm populația la mișcare. E mult mai ușor să previi decât să vindeci. Este o acțiune importantă pentru că promovează mișcarea, în special în rândul tinerilor. După cum știm, în România avem o problemă cu mișcarea în rândul tinerilor. Eu nu fac parte din nicio asociație, doar că am găsit foarte multă lume mișto. Am descoperit foarte multă lume mișto și activitatea în sine. Nu am făcut niciodată voluntariat și a fost o experiență nouă pentru mine. Foarte plăcută, atmosferă frumoasă și ar fi bine să ne plimbăm mai mult, că din păcate neglijăm mișcarea. România ocupă locul 1 în Europa ca mortalitate a populației din cauza bolilor cardiovasculare. Acestea reprezintă de asemenea cauza numărul 1 de deces în țara noastră, cu 57% din totalul celor înregistrate la nivel național. O dietă sănătoasă, menținerea unei greutăți corporale în limite normale, evitarea fumatului și sportul reprezintă principalele mijloace de prevenție pentru aceste afecțiuni, susțin specialiștii. Mersul pe jos are beneficii dovedite în prevenirea bolilor cardiovasculare. Evenimentul a fost organizat de cluburile Rotary, Rotaract și Interact din Apoca, Fundația Română a Inimii, Societatea Română de Cardiologie și Institutul Inimii Nicolae Stâncioiu din Cluj-Napoca. Programul marchează Săptămâna Mondială a Inimii. De două lucruri poți să te bucuri: de dimineața care începe frumos și de momentul în care ai dreptate. Da. Și de momentul în care vezi că mulți oameni confirmă că ai dreptate. Corect. Apropo, în fața colegii. Apropo, eu eram foarte curioasă și am găsit un articol care vorbește despre cele mai încăpățânate zodii. E un top al celor mai încăpățânate zodii. Și problema mea este că nu te-a regăsit acolo, n-a regăsit zodia rea. Problema, da. E o problemă. Pentru că... Nu înțeleg de ce race nu sunt. Pentru că te căutam acolo și nu sunt încăpățânate. În schimb, sunt fecioare. Am găsit și eu acest top. Ai găsit, da? Da, fecioară, fiți atent. Fecioara este tipul de persoană care, deși știe că a spus sau a făcut ceva greșit, nu acceptă acest lucru. Nu nici ruptul capului, sigur, nu. Da, și din cauza naturii rigide, chiar dacă nu intenționează să facă rău celor dragi, acest semn zodiacal ajunge în acest punct fără să conștientizeze acest lucru. Nu sunt de acord. Eu cred că acest top este corect, e incorect, total, dar mai regăsit. Încăpățânare, poftim, ia uitați-o, semne clare de încăpățânare, nu e de acord. Păi, eu sunt foarte tolerant.
interesant, ai văzut? Nu vrea la alerga, mergem la promenadă. Adică eu sunt... Draga mea, trebuie să luăm lucrurile ușurel, dar mai bine savurăm fiecare moment. Uite, chiar în momentul ăsta îți propun să savurăm o prezență frumoasă, da, deosebită. Este vorba de Betty Turculescu, care vine cu prima parte a horoscopului și acolo sunt puși toți în oală. Ia să vedem ce ne prezic astrele pe astăzi. Bună dimineața, Betty! Dragi colegi și prieteni, vă salut! Astăzi energia vibrațiilor poate avea un impact pozitiv, așa că trebuie să fim atenți la ceea ce ne dorim. Nu vă lăsați duși de val, să trecem la horoscop. Berbec, dimineața începe în forță, încercați să nu vă lansați în conflicte, chiar dacă va trebui să lăsați mândria deoparte. O schimbare va avea loc mai spre seară, iar această mișcare vă va inspira pe toate planurile. Să trecem la Taur. Se anunță o zi cu multe probleme în relația de cuplu. Partenerul este suspicios cu privire la întâlnirea pe care ați avut-o recent cu altcineva. Poate că a sosit momentul să clarificați aspectele relației voastre. Nativii Gemeni trebuie să învețe să-și gestioneze mai bine emoțiile. Încercați să vă relaxați mai mult și să petreceți timpul făcând lucruri care să vă bine dispună. În plus, în această perioadă aveți nevoie de puțină liniște. Cât despre nativii Rac, a sosit momentul să-și deschidă sufletul și să nu mai ascundă problemele care îi macină. Ziua ar trebui să fie marcată de momente de sinceritate. Găsiți persoana în care să aveți încredere și nu vă incomodați să cereți ajutorul atunci când aveți nevoie. De data aceasta, cei din Zodia Leu ar fi bine să se impună la locul de muncă și să-și definească foarte bine responsabilitățile. Aveți tendința să faceți mai multe decât ar trebui, iar la final de zi constatați că sunteți întotdeauna extenuați. Horoscopul zilei de azi spune că nativii din Zodia Fecioară au parte de o zi aglomerată. Încă de dimineață veți fi prinși în mai multe discuții. Dacă nu vă organizați din timp, s-ar putea ca întreaga agenda să fie dată peste cap. Persoanele născute sub semnul zodiei Balanță trebuie să fie mai atente la discuțiile pe care le au cu cei din jur. Astăzi s-ar putea să aflați că o informație pe care ați oferit-o unei persoane a ajuns la urechile nepotrivite. Ziua începe cu multe provocări pentru nativii Scorpion. Pe plan profesional veți fi puși în fața unei situații neprevăzute. Aveți de luat decizii importante, însă lucrurile se vor aranja până la final de zi. Săgetător, aveți planuri mărețe și sunteți gata să le demonstrați celor din jur de ce sunteți capabili. Dacă până acum v-ați simțit dezorientați în ceea ce privește o alegere importantă din viață, astăzi veți avea puterea de a lua o decizie finală. Cei din Zodia Capricorn trebuie să învețe să se relaxeze. Pentru voi, responsabilitățile de la locul de muncă sunt mereu pe primul loc. Cu toate acestea, partenerul de cuplu s-ar putea să vă simte lipsa. Poate că este momentul să găsiți un echilibru între viața profesională și cea personală. Nimic nu se compară cu puțin timp de relaxare și pentru nativii Vărsător. Ați muncit destul de mult în ultima perioadă, iar acum este momentul să luați o pauză și să faceți ceea ce vă place, fie că este vorba de o plimbare relaxantă sau de o ieșire în oraș la final de zi. Pești, aveți parte de probleme în relația de cuplu din cauza opiniilor diferite, motiv pentru care lucrurile au tendința să degenereze între voi. Dacă nu reușiți să ajungeți la un numitor comun, viitorul împreună va fi plin de provocări. Atât cu prezicerile astrale pentru această oră. Ne revedem în curând! Mulțumim, Betty. Da, mă tot gândeam, cum să scap tu de încăpățânare, Mihaela? Cum? Pe bune. Uite, ai nevoie de o lectură bună, unei cărți care să te ajute, să te ajute cum să îți controlezi emoțiile. Ceva de inteligență emoțională, nu știu. Corect, da, vreau să-ți reamintesc că nu sunt încăpățânată. Da? Nu sunt, chiar nu sunt. Bine, dar insist, vezi? Dar se simte, domnule, se simte. Eu sunt cala. Ai văzut că racii astăzi își deschid sufletul. Ar trebui să-și deschidă sufletul, să găsească persoana căreia să-i facă confidențe, dar nu știu. Păi, dacă... Dar nu e persoana asta, pentru că în dimineața asta ești un pic anxioasă. Nu știu, vedem, vedem poate. O lectură zici că m-ar ajuta. O lectură, da. Și dacă nu te convinge, nu știu, cineva care îți oferă pur și simplu carte, poți, de exemplu, să mergi la cumpărături și să-ți cumperi o carte sau cineva chiar să-ți dea cartea gratis. Ah, să-ți da. Împrumut. Da, de ce nu? Dar nu zici tu asta așa pur și simplu, pentru știu că râmnic cu vulce deja se întâmplă lucrul ăsta. Exact, vulcenii care vor merge la cumpărături în magazinele care aparțin unui retailer local vor putea să împrumute și o carte începând de săptămâna viitoare. Un proiect inedit intitulat Raftul de la casă va fi implementat în magazinele din Râmnicu, Vâlcea și în alte 14 locații din județ.
Proiectul Raftul de la Casă va fi implementat cu sprijinul Bibliotecii Județene Antimi Viranu. Scopul inițiativei este de a încuraja și promova lectura prin intermediul acestui raft de carte amplasat într-un spațiu neconvențional. În egală măsură, proiectul își propune să dezvolte spiritul civic și să cultive generozitatea localnicilor, invitându-i să doneze cărți din bibliotecile personale și oferind în felul acesta și altora șansa de a se bucura de ele. Ne dorim să fie un proiect prin care să promovăm lectura, prin care să promovăm cartea în mod special, pentru că în ultima vreme se tot vorbește cu ideea că cartea nu e atât de importantă. Încă o dată vreau să vă spun că, indiferent de vremuri, cine are carte, are parte. Trăim în era tehnologiei, când și cărțile se citesc online și ne dorim să aducem cartea cât mai aproape de oameni și, în special, cât mai aproape de copii. Proiectul va fi implementat și cu sprijinul bibliotecilor locale din 14 comune și orașe. Bibliotecarii vor fi cei care vor stabili cărțile pe care le vor lăsa la raftul de la casă. Eu m-am gândit să pun la acest raft câteva cărți primite din donații, cărți pe care nu le-am înregistrat special pentru a putea să le pun pe acest raft, cărți pentru copii, pe bunici, îi invităm să recitească poate ceea ce au citit în tinerețe, poate o invitație la vals și, de ce nu, Dostoevski sau cărți care să le amintească de anii din tinerețe sau poate să redeschidă cumva apetitul pentru lectură. Și retailerul local, în magazinele căruia vor fi amplasate rafturile de carte, va contribui și va dota mini-bibliotecile cu volume noi. Vrem să scoatem în evidență, în primul și în primul rând, afecțiunea pe care o avem față de citit și este oarecum un manifest pe care îl avem pentru ca oamenii să se întoarcă un pic spre cărți. Acum este foarte popular statul pe telefonul mobil, statul pe rețelele de socializare și oamenii oarecum s-au îndepărtat de carte. Și vrem să îi încurajăm să se întoarcă un pic la cărți. Rafturile vor ajunge în magazinele din Râmnicu-Vâlcea și în alte 14 localități în câteva zile. Da, am pentru voi așa un sfat, dacă vreți, să nu citiți cum citesc eu. Eu pot să mă laud acum că citesc 3 cărți odată. Pe bune? Da. Fii supranatural, Joe Dispenza, 12 reguli de Jordan Peterson. Despre aceste două cărți am spus acum o săptămână. Da, bine, sunt și voluminoase, am început, nu? Poftim? Sunt voluminoase. E voluminos, da, dar dacă te pui să citești o carte, citește-o de la început până la capăt. Nu începe a doua carte sau a treia. Pentru că recent am început să citesc și Stăpânul Inelilor. Și da, nu te încurci așa între firul... Nu mai țin minte ce am citit data trecută, știi cum? Nu știu cum o să mai descurc, dar da. Mi se pare mie că totuși este mai esențial să începi o carte, termină, dacă nu-ți place, dă-o la o parte. Într-adevăr, nu, sunt foarte multe cărți. Dacă nu ți se pare normală lectura... Și faci un efort considerabil și ajungi nu știu la câte așa și nu mai poți, aia e, da. Chinui și cartea, chinui și scriitorul, lasă-o parte, pune unul la casă acolo, poate cineva o ia și o citește. Dar e adevărat, că se spunea și în reportaj, știi, că în ziua de astăzi noi cam am uitat să citim și stăm mai mult pe Instagram, că tot am vorbit de Instagram, dar e important să prezervăm aceste resurse, cărțile și nu doar cărțile, sunt o mulțime de lucruri care merită prezervate și transmise mai departe. Da, și cine știe, poate găsim acolo niște personalități din domeniul culturii care merită promovate. Și într-adevăr, vorbim despre acest lucru. Da, da. Asociația Obștească Alianța Între Generații din Fălești implementează un proiect național de promovare și revitalizare a instrumentelor de altă dată. Da, lucrătorii din sistemul de cultură din toată Republica sunt invitați să identifice muzicanții și meșterii populari de instrumente muzicale populare vechi. Suntem cu toții responsabili de păstrarea acestui tip de patrimoniu cultural imaterial și de transmiterea lui către generația tânără. De acest lucru este convins autorul proiectului, jurnalistul Gheorghe Șova. Jurnalistul Gheorghe Șova a pornit prin țară ca să descopere cei mai deosebiți cântăreți instrumentiști populari. Ei vor face parte din proiectul său cultural, Instrumente Muzicale Populare Vechi. Eu anterior am fost implicat, am lansat un proiect de călătorie cu bicicleta prin Republica Moldova, în care mergeam în localități și căutam oameni care să-mi cânte. Și filmam, înregistram. I-am postat pe rețelele de socializare și asta a fost prima
etapă. Proiectul a fost implementat la Fălești și deja a ajuns la Ungheni, Strășeni și Ialoveni. Acesta presupune expediții folclorice de colectare a materialelor video și audio care vor fi expuse publicului larg. Când mi-am pus întrebarea care sunt instrumentele muzicale vechi ale strămoșilor noștri, am descoperit că multe instrumente nu mai sunt folosite și nu le auzim în concerte. Vom realiza cartografierea resurselor culturale, muzicanții ăștia și meșterii populari care confecționează instrumente muzicale, vor fi plasați pe o platformă online și oricând pot fi accesate cum cântă, cum interpretează la instrumentele care îi fac pe dinși consacrați. Pentru că mai rar vezi acum cântând la frunză sau cântând la cimpoi. Astfel, cele mai rar întâlnite instrumente, cum ar fi cea mai simplă frunză sunătoare, vor putea fi studiate de folcloriști și de consultanți în domeniul patrimoniului. Pelicula, solzu, muzicuța, mandolina, tilinca, fluiru, naiu, cobza, cimpoiu. Eu mai includ și toaca, clopotele, doba. Proiectul este finanțat de programul Uniunii Europene, măsuri de promovare a încrederii, implementat de PNUD Moldova. Foarte mult mă bucur că a venit acest proiect cu instrumente muzicale. Prin asta cred că va fi promovată anume autenticitatea și cultura regională de aici, din teritoriul a raionului Strășeni. Vrem să aducem autenticitatea, să aflăm cântece, obiceiuri, tradiții, conucării de aici regionale, ca să le dăm o nouă viață, să le înviem și să le aducem ca lumea să o atragem la noi, să vină. Sunt conducătorul formației Doinița din satul Sireț, raionul Strășeni. Conducătorul acestei formații, vin permanent la seminarele acestea. Mă interesează ceea ce ține de proiecte, dar vreau să vă spun că satul nostru este pionier și este foarte implicat. Noi vom procura în Casa de Cultură instrumente muzicale noi, și pian, și acordeon, și alte instrumente. Vom îmbogăți foarte mult ceea ce ține de costumul popular. Sunt segmentele care noi o să le valorificăm în cadrul proiectului, dacă îl câștigăm. Instrumente muzicale, costume populare. O condiție a identificării și valorificării instrumentelor autentice a fost excluderea celor electronice. Nu căutăm interpreți consacrați. Mergem chiar cei care au capacitate, fluierat artistic. Zic, eu n-am găsit cineva care să cânte artistic, să fluiere și ar fi păcat să nu revenim. Republica Moldova are un patrimoniu muzical instrumental bogat. Astfel, proiectul va ajunge și peste Prut. Extindem peste Prut, județul Iași, Botoșani, Suceava, pentru că au găsit că sunt niște lucruri comune. Deja le-am prezentat și lor proiectul cu tot cu buget. Într-o lună de când tragem împreună la aceeași căruță, drag Anatol, am observat, am început să te cunosc mult mai bine și știam că ești un coleg foarte bun, talentat, ești multilateral dezvoltat, pe lângă faptul că ești un actor desăvârșit, un artist, ești un prezentator TV. Mihaela, ce dorești de la mine? Totuși ți-am minte toate zile, când eram mici, mamă, ești cea mai frumoasă, mamă, uite ce zi frumoasă, uite ce gustos ai gătit astăzi, dă-mi te rog frumos un leu pentru ceva. Și pe lângă toate astea mai și predai, da, o oră de actorie. Da, uite, cochetez cu chestia asta. Cochetez un pic, vreau să văd și eu cum o să-mi reușească în primul rând și să știi că îmi place foarte mult să-i fac pe oameni să înțeleagă că sursa lor, da, pentru a găsi emoția potrivită atunci când vorbesc în fața oamenilor, e propria emoție, deci nu trebuie căutat undeva, nu trebuie inventată, sunt multe trăiri și bune și rele și important e emoția pe care vreți să o transmiteți, uitați, încercați să intrați acolo în librării, în biblioteca voastră personală și dați emoție, investiți emoția personală în discurs. Practic, ceea ce faci este să-i ajuți pe ei să transmită emoția
emoțiile cât mai veridic, nu? Da, să fie textul lor, nu să fie un text învățat sau undeva copiat și citit undeva dintr-o carte unde un mare om de motivații a scris cum te trebuie să spui așa. Nu, trebuie să-l cauți. Vreau și eu niște ore, trebuie să mă înveți și pe mine, nu? Nu știu dacă o să-ți permiți, pentru că e o cost scump. Dar nu faci și tu o reducere pentru colega ta cea bună și frumoasă, care nu e atât de încăpățânată. Sigur, acum ai spus, nu știu, să vedem. La un 10%, dar ne mai gândim. Bine, mai sunt oameni așa care fac multitasking-ul și care sunt dezvoltați multilateral și își dedică viața pentru a învăța frumosul pe cei mici. Da, de la 3 ani s-a aventurat în muzică, vorbim despre următoarea noastră eroină, s-a aventurat în muzică, dans, actorie, concerte și festivaluri, iar în adolescență a decis că e pregătită să-și împărtășească experiența și să-i ghideze pe copii în arta mișcării și a muzicii. Exact, pe Giulia Sando o cunoaștem mai mult pentru cariera sa muzicală. Puțin sunt la curent însă cu vocația ei de profesor. La început a fost o provocare. Pe când avea 14 ani și-a luat responsabilitatea de a fi mentorul unor grupe de copii, iar cu multă muncă, dedicare și talent i-a reușit să-i cucerească. Acum, Giulia antrenează peste 150 de copii din cadrul studioului muzical Picături Muzicale, acolo unde le cizelează vocile, le corectează mișcările și ținuta, dar ține cont și de preferințele și necesitățile picilor. Eu am îndrăgit din start pentru că nu am avut alte activități precum să cânt și să dansez. Sunt mai mulți ani de când am această profesie. La 14 ani, mămica mi-a dat 3 grupe și a zis: na, fă treabă, încearcă și o să vezi că precis o să meargă, pentru că mulți ani pentru asta te-am pregătit. Eu am zis așa și mă gândesc că această profesie este dată de la Dumnezeu și chiar nu m-am gândit niciodată să-mi schimb profesia. Poate cândva m-am gândit să fiu jurnalistă, dar poate medic, dar când intram în clasă și începeam să fac lecțiile cu copii, gata, eu sunt în altă lume cu ei. Alături de copii se simte cel mai bine. Întâi de toate, ea este prietenul micuților, la ore și în afara lor. Nu există ecuații care te-ar ajuta să menții o relație armonioasă cu copilul. Fiecare este diferit. Cel mai important este să-i asculți și să-i simți, spune Giulia. Îmi place că am darul acesta de a transmite informația despre cântec, despre tehnica vocii, despre mișcări, despre tot. Sigur că nu era ușor de la început, pentru că fiecare copil are caracterul său, trebuie să știi foarte bine psihologia copilului, dar eu fiind toată viața în concerte, concursuri, emisiuni, lecții, de zi de dimineață până seară târziu, făceam lecțiile de la școală până la 3 de noapte, eu simt și simțeam copiii mereu. Sigur că îmi place să văd rezultatele noastre. Pentru asta și copilul vine, pentru rezultate. Nu este neapărat ca copilul să devină o vedetă, un interpret mare, dar educația estetică pe care o dăm noi, pe viitor fiind medic, profesor, artist, businesswoman sau businessman, om de afaceri, ceea ce cultivă el aici, pe viitor o să fie foarte de folos. Dreapta. Discipolii Giuliei sunt niște copii extrem de talentați, curajoși și dornici să muncească, să cânte, să danseze și să participe la cât mai multe concerte. Secretul e simplu, își adoră profesoara. Toți copiii vorbesc, cântă și dansează și mie asta îmi place mult, să lucrez. Foarte bună, inteligentă, iubește toți copiii, ne dă voie să facem nu chiar orice vrem, chiar ce dorim. Trebuie să mai lucrăm, da? Este foarte bună. Gingașă, frumoasă, deșteaptă, este frumoasă și știe multe. Ne învață să cântăm, să dansăm. Ea ne dă curaj la concursuri diferite. Este foarte talentată, mereu ne permite să facem, să ne distrăm și mereu ne
cântăm cu ea. Pentru că îmi place să dansez, să înveți mișcări noi și să câte mai multe dansuri noi să învățăm, cântece noi și să mai mult să mergem la concerte. Pentru că e drăguță, frumoasă. Ele sunt bune, frumoase. Doamna Iulia mă învață cum să pronunț vocea, dar doamna Giulia mă învață ca să dansez. Micuții au ținut să-și felicite profesorii și să le mulțumească pentru munca depusă atât la școală, cât și în cadrul activităților extracurriculare. Stimații mei învățători, felicitări cu prilejul aniversării, zile profesionale! Vă doresc multă bunăstare, fericire, dragoste și prosperitate! Vă mulțumesc la toți învățătorii mei pentru munca depusă mie! Sunt recunoscător și vă iubesc enorm! Dragi și minunați mei învățători, vă mulțumesc că existați, pentru că investiți în mine o mulțime de cunoștințe și eforturi, pentru că nu m-ați cruțat niciodată forța, emoțiile, timpul și grija. Vă mulțumesc pentru educație și dragoste. Eu pentru toți profesorii îi doresc multă sănătate, iubire, să aibă cât mai mult zâmbet pe față, să iubească tot în jur. Și îi iubesc. Eu le ofer lui doamna Giulia și lui doamna Iulia fericire, bucurie, sănătate, să ne învețe cât mai multe mișcări, dansuri, cântece noi și să fim sănătoși și fericiți. Să fie sănătoase, fericite, să nu fie bătrâni, ca să trăiască pe la dânci bătrânețe. Ce noroc! Ce orare, nu? Ce noroc pe capul Giuliei! Câte urări frumoase! Cei mai frumoși, cei mai talentați! Chiar se simte că are o conexiune aparte cu copii. Ai văzut ce urări și din suflet! Da, băiețelul a avut un text bun de învățat. Acum mă întreb, cine a dat textul? Giulia sau părinții? Nu știu, asta tot trebuie să aflăm. Dar nu contează, important e că vorbea din suflet. Uite, asta ziceam. Asta încerci tu. Dar ai și tu așa copii pe care nu, tu dragă, și... Nu, risc. Nu, nu risc. Am avut eu experiență frumoasă cu copila și am făcut și eu petreceri pentru copii, dar era foarte complicat să găsești cheia la ei. Faptul că ei mai și dansau, făceau mișcare, înseamnă că se preocupă și de sănătatea lor, și nu? De sănătate, sigur. Da? Așa cum te ocupi și tu, nu? Corect, da. Încerc cel puțin, cu ți-am zis, cu alergatul, cu alergat, cu alare. Da, cu dansatul, nu? Gata, cu dansatul, am lăsat dansatul că au trecut de atunci mulți ani și... Uite, Giulia, ce succes are. Da, tot succes. Da, da. Ești frumoasă, ești atrăgătoare, ești super de dată la tot ce faci. O să încerc, o să vedem, da. Nu știu ce să spun eu. Uite că, într-adevăr, importanța unei alimentații sănătoase și oportunitățile în carieră în domeniul sportului, da. Uite să știi că acestea sunt temele dezbătute în cadrul unui proiect Erasmus Plus, la care participă școli din 5 țări europene, printre care și liceul cu program sportiv Petrache Trișcu din Craiova. Da, în plus, timp de o săptămână în bănie, elevii străini au ocazia să practice sporturi alături de colegiilor români, unii chiar campioni mondiali. Să vedem! Elevii liceului cu program sportiv Petrache Trișcu din Craiova, mulți dintre ei campioni la sporturile pe care le practică, le-au împărtășit colegilor străini din experiența competițiilor, dar și cât de mult îi ajută sportul în viața de zi cu zi. Îi invit și pe ei la mișcare, ne ajută pe noi să ne dezvoltăm ca persoane, ne disciplinează și e bine pentru dezvoltarea psihică. Încerc să înțeleg fiecare copil și fiecare tradiție în parte. Încerc să mă adaptez, să vorbesc limba pe care o vorbesc și ei și să îi fac să se simtă ca acasă. Mi se pare incredibil. Eu am mai fost într-o deplasare, în prima deplasare în Portugalia și mi s-a părut extraordinar. Chiar am cunoscut persoane noi, am învățat chiar sporturi noi și mi se pare incredibil. Și cu limba engleză chiar m-a ajutat foarte mult. Tinerii veniți din Italia, Grecia, Portugalia și Spania spun că această experiență i-a făcut să înțeleagă cât de important este un stil de viață sănătos și că de acum înainte vor acorda mai mult timp sportului. Astăzi am învățat pentru prima dată să joc badminton. În Italia nu am avut ocazia până acum. Am avut multe de învățat din această experiență și mă bucur că am avut ocazia să fac parte din acest proiect.
Acasă, în Spania, practic gimnastica ritmică și îmi place foarte mult acest sport, dar sunt deschisă să învăț și alte modalități de mișcare. Am învățat să practic sporturi noi și, în plus, am avut șansa să cunosc copii din atâtea țări. Sportul ca metafora vieții este un proiect Erasmus Plus de schimb interșcolar care se derulează pe o perioadă de 3 ani. Învățăm prin acest proiect un lucru extrem de important și anume că sportul ne ajută să fim mai sănătoși, să înțelegem că regulile din sport se aplică și în viață. Considerăm că se pliază foarte bine pe specificul școlii noastre. Deși suntem singurul liceu cu program sportiv dintre cele 5 școli la nivel european, reușim prin acest proiect să arătăm valențele carierei în domeniul sportului. Așa, n-am avut eu ocazia să interacționez cu scrima, dar câteva lecții bune m-au ajutat pentru un rol anume. Da? Mai ții minte? Pentru piratul din Peter Pan, da! Așa. Apropo, un pirat foarte haios, un pirat, dar și înfiorător, care avea o parteneră. Carismatic, dragă, carismatic, da, asta se înțelege de la sine. Înfiorător, acum și-o sperii toți copiii și mai vin la spectacol. Nu, păi e drăguț piratul, veniți, o să vă placă, pe bune. Spectacolul mai încearcă, mai caută cuvințele, mai încaută. Da, bun. Tot la Craiova rămâne, pentru că dacă tot am fost acolo printr-o plimbare, am văzut ce se întâmplă. Da, scumpirile din ultima perioadă îi determină pe craioveni să-și regândească cumva modul de planificare a bugetului. Da, și pentru a face economii, oamenii renunță să-și mai cumpere haine noi și se îndreaptă spre magazinele second hand, unde pentru un articol pot să plătească doar câțiva lei. Da, în județul Dolj sunt înregistrate la Registrul Comerțului 327 de magazine second hand. Cu inflație de 15,3%, achiziționarea de articole vestimentare de tip second-hand este o metodă de economisire. Mulți dintre craioveni spun că preferă să cumpere haine din magazine second-hand pentru că atât le permite bugetul. Însă sunt mulțumiți și de raportul calitate-preț. Mai mult decât atât, oamenii au găsit chiar și produse noi în astfel de magazine. Calitative, da, sunt și mai ieftine față de ce este în oraș la preț de nou, da, și na, omul nu-și mai permite, deci chiar nu-și mai permite la timpurile care le trăim. E foarte greu. Chiar sunt prețuri foarte ok și calitatea este superioară. Deci, mai putut găsești chiar lucruri foarte, foarte bune. Aici e ok. Am mai fost altă dată, cu un an în urmă, mi-am luat și cizme, mi-am luat și bluze și pentru copil, deci au fost prețurile ok. Pantalonii de stofă care sunt foarte buni, sunt la 20 de lei. Acolo, la fel, avem pantaloni de velură la 25 de lei și blugi. Pantalon de damă și de bărbat la 15 lei, reduceri la 10 lei, bluzone de calitate și mai ieftine și mai scumpe. Comercianții spun că niciodată nu au dus lipsa de clienți, însă în ultima perioadă, ca urmare a valului de scumpiri, numărul acestora a crescut. Dacă este marfa de calitate și prețurile nu sunt atât de mari și mai reducem puțin, da, merge foarte bine vânzarea. Preferă pentru că găsesc lucruri mai de calitate, chiar dacă ele sunt purtate. Și prețurile? Accesibile chiar foarte. De exemplu, acum am 3 lei. În Dolj sunt acum, conform Registrului Comerțului, 327 de magazine second hand, iar în medie pe an se înființează câte 30 de astfel de unități. Trebuie să avem grijă de bugetul nostru. Chiar mă gândeam așa când vin banii la salariu, unde se duc toți banii? Mă gândeam pe mâncare, pe alea, pe îmbrăcăminte, pe câte chestii, nu? Da, draga mea, educația financiară ajută. Da, și la fel poți să citești din cărți. Da, corect. Sau să întrebi experții, de exemplu. Apropo, în ora următoare vom avea un expert care ne va iniția în tainele Instagramului, dacă vă interesează. Și vom vedea cum putem economisi bani acolo, nu? Inclusiv cum putem face bani din Instagram. Hai să luăm o scurtă pauză și revenim în ora următoare.